Membrii Organizației Municipale DEVA a Partidului Național Liberal au oferit astăzi mărțișoare doamnelor și domnișoarelor din reședința de județ. Prin acest gest, liberalii DEVA-ni au dorit nu doar să vestească sosirea primăverii, ci și să își exprime recunoștința față de femeile care le fac viața mai frumoasă. Păi așa se cuvine, așa se cade, așa este normal de 1 martie, să le spunem la mulți ani doamnelor, domnișoarelor și din viața noastră și din viața comunității. Merită acest lucru, suntem alături de ele și le dorim tot binele din lume. Vrem să marcăm momentul de 1 martie, primul ghiocel, primul moment în care dăm startul repornirii la viață și venim cu gânduri bune să le urăm oamenilor o primăvară frumoasă, în special femeilor, și să încercăm să aducem un spirit pozitiv în această perioadă lumii, ca împreună să ducem lucrurile mai departe. Liberalii DEVA-ni au oferit mărțișoare în zonele cele mai circulate ale orașului, dar și în diferite societăți comerciale de pe centru, iar doamnele și domnișoarele din reședința de județ au fost plăcut impresionate de acest gest. De lumea, la mulți ani, doar frumoasă! Mulțumim! Am vrut să-i iau mai multe! O primăvară frumoasă vă dorim! Doamne ajută! Cu această ocazie, devencele au putut să ia legătura și cu reprezentanții liberali din administrația publică locală și județeană pentru a le transmite unele probleme cu care se confruntă. Liberalii din administrație le-au transmis că, deși mai sunt câteva probleme cu pandemia de coronavirus, le așteaptă la locurile lor de muncă pentru a găsi soluții la doleanțele lor. Asta e numai o marotă, că zice, domne, okay. Nu posibil. Oricine poate. Nu se mai facă audiențe cum se făcea înainte, da, o anumită da. Zi la anumită oră. Deci cine vine, da, probleme urcă. Și e foarte tare că chiar apreciez. L-am pupat. Oricând după 10 mă aștept. Ok. Te rog. Să-mi dea doamnă. Doamne, dar când să vii? Păi mâine, poimine când vrei. Mâine te găsesc? Da. Te rog din suflet. Hai, și zi la poartă când te aștept, da? La ce... Liberalii din DEVA le-au promis o nouă întâlnire pe stradă doamnelor și domnișoarelor din reședința de județ pentru data de 8 martie, când doresc să marcheze împreună cu acestea Ziua Femeii.